Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre Arca lui Noe. Cea mai dramatică și mai înfricoșătoare întâmplare din istoria acestei planete o găsim relatată în Biblie în Geneza, capitolul 6 și 7. Cu 3300 de ani înainte de Hristos, Biblia ne relatează că pe pământ răutatea oamenilor era foarte mare. Dumnezeu s-a hotărât să extermine omenirea printr-un potop care avea să inunde tot globul pământesc. În acea perioadă, când răutatea oamenilor umpluse pământul, un om a ieșit în evidență prin credința lui în Dumnezeu. El se numea Noe. Dumnezeu a văzut că Noe era un om bun și cinstit, așa că s-a gândit să-l salveze pe el și pe familia lui, mai exact soția și fiii săi, Sem, Ham și Iafet, împreună cu nevestele acestora. În total erau 8 oameni. Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să construiască o arcă prin care el, familia lui și câte o singură pereche dintre animalele pământului să se poată salva. Dimensiunile corăbiei prezentate în Biblie erau următoarele: lungimea de 300 de coți, lățimea de 50 de coți, iar înălțimea de 30 de coți. Dimensiuni care, conform cercetătorilor istorice, echivaleau cu 137 de metri lungime, 23 de metri lățime și 14 metri înălțime. Corabia trebuia făcută din lemn de chiparos, plină de cămăruțe în interior și unsă cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Când Noe avea vârsta de 600 de ani, corabia era terminată. Se presupune că s-ar fi lucrat la ea câțiva zeci de ani. A venit timpul ca ei să intre în corabie. Toate animalele pământului s-au strâns la ușa corabiei, câte o pereche din cele necurate și câte 7 perechi din cele curate. Fiecare soi și fiecare specie au intrat pe rând în corabie. Desigur că toată această descriere, toate aceste animale venind singure și intrând într-un mod ordonat în corabie, nu par foarte credibile pentru unii dintre criticii Bibliei. Însă pentru cei care cred în puterea lui Dumnezeu, știind că El a creat toate ființele, lucrurile par normale. După ce absolut toate animalele au intrat, Dumnezeu a închis ușa corabiei. După 7 zile a început ploaia pe pământ și a durat 40 de zile și 40 de nopți. Potopul biblic a fost îngrozitor. În ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis tăvilarele cerurilor. Apele au astupat tot pământul și munții au fost acoperiți și nu a mai rămas loc pe pământ unde să nu fie inundat de ape. Apele au durat pe pământ 150 de zile. După aceste zile, Biblia ne relatează în Geneza 8:4 un lucru foarte important. În luna a 7-a, în ziua a 17-a a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. După aproape 5.000 de ani, de la acest mega dezastru, oamenii de știință au făcut o descoperire colosală. Pe muntele Ararat în Turcia, Arca lui Noe a fost găsită. Dimensiunile sale corespund în tocmai în lungime, lățime și chiar în ceea ce s-a mai păstrat din cămăruțele din interior. În luna septembrie 1960, un medic american de 27 de ani, Ron Wyatt, arheolog amator, a citit un articol în revista Life despre acest fenomen și astfel căutarea Arcii lui Noe a devenit principalul obiectiv în viața sa. În 1977, Wyatt a început misiunea în Turcia împreună cu cei doi fii ai săi. Ron a găsit obiectul ce semăna cu o corabie. Acest obiect fusese cufundat adânc în pământ. După această descoperire, părerile au fost împărțite și alte echipe de arheologi s-au format și au început căutările. Un grup format din exploratori turci și chinezi au anunțat la rândul lor că rămășițele găsite în vârful muntelui sunt ale Arcei lui Noe. Ca să se convingă de autenticitatea lor, exploratorii au testat bucățile de lemn cu carbon 14. În urma analizelor de laborator, s-a constatat că vechimea lor este de 4800 de ani, ceea ce înseamnă că datează cam din aceeași perioadă când ar fi avut loc evenimentele relatate în Biblie. Epava navei se află la înălțimea de 4000 de metri. În anul 1972, un satelit lansat de NASA a surprins unele imagini detaliate ale muntelui Ararat, iar rezultatul a fost uimitor. Un contur nefiresc, masiv și de formă paralelipipedică, care are dimensiunile unei corăbii. Este bine de știut că potopul biblic nu este relatat doar în Biblie sau de creștini. Marea apocalipsă prin inundarea pământului fiind prezent în majoritatea culturilor sau religiilor. Despre potop au scris și sumerienii, egiptenii și chiar musulmanii în Coran. Celebrul arheolog care a descoperit Titanicul, Robert Ballard, a cercetat acest fenomen și declarația sa a fost categorică. Cu siguranță a existat un potop catastrofal în urmă cu câteva mii de ani, acesta fiind probabil potopul lui Noe. Un american a construit o replică după Arca lui Noe. Arca a costat peste 100 de milioane de dolari și se află în Williamstown, Kentucky, în Statele Unite ale Americii. Ea este opera lui Ken Ham, un artist și fost profesor care a devenit un lider religios. Construcția corabiei a durat 6 ani, iar proprietarul consideră că este una dintre cele mai mărețe construcții creștine din această era a istoriei și crede că va rămâne o dovadă clară că relatările din Biblie sunt reale. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!